Sunt astrolog Acvaria și vreau să-ți vorbesc despre o lună mai interesantă, adică luna mai. Luna mai vine cu cel puțin 5 evenimente de top. Pe 5 mai vom avea eclipsă. Nu e o raritate. Odată la 6 luni avem o eclipsă de lună. Iacătă, e luna în care luna este în eclipsă. O eclipsă cu conotații karmice, cu furtuni interioare, scoate la iveală ascunzișurile noastre, temele noastre, problemele noastre bine ascunse. Pe 7 mai, Venus intră în zodia Racului, unde deja se află Marte, astfel încât undeva între 7 și 20 mai, până iese Marte din Rac, cele două planete, ea și el, cum ar fi simbolul feminin și masculin, sunt acasă, adică în zodia Racului. Intimitate, sentiment, romantism, din nou sentimentul ăla că sunt cei doi în aceeași barcă. Tot luna asta, pe 9-10 mai, Soarele se întâlnește cu Uranus în Taur, un moment al surprizelor și al schimbărilor și al unei revoluții personale, ceva care ne obligă să ieșim din zona de confort. Pe 14 mai se termină retrogradarea mercuriană. Știi foarte bine că în luna aprilie Mercur a început să bată în retragere, în retrogradare și se termină, ceea ce e bine. Se mai termină și canele tipic mercuriene. Pe 19 mai are loc faza de lună nouă, în Taur de data asta. Un moment bun de noi începuturi. Vom vorbi atunci despre asta. Pe 20 mai, un eveniment de zile mari, și anume Jupiter, care în ultimele aproape 12 luni a trecut prin Berbec, intră în Taur, lucru care se întâmplă rar. Odată pe an are loc o schimbare dintr-o zodie într-alta, dar prin Taur n-a mai fost de 12 ani. Poate fi un moment de prosperitate, de abundență, de resurse, o să ne cunoaștem mai bine valoarea, o să ne arătăm mai bine valoarea și o să cerem ce ni se cuvine. Pe 20 mai, tot odată cu intrarea lui Jupiter în Taur și Marte schimbă zodia, trece din Rac în Leu, unde este foarte demonstrativ, foarte strălucitor, vrea să arate ceea ce poate. Numai că în momentul când intră acolo în Leu, are un aspect care nu s-a mai format niciodată, și anume o poziție cu Pluto, cumva prins la mijloc și de Jupiter. Va fi un moment delicat, un moment de blocaj, un moment în care ni se cere o ambiție de a rupe niște limitări, blocaje, ceva care nu ne-a lăsat până acum să ne manifestăm, să ne arătăm valoarea. Poate fi un moment cu multe surprize, dar destul de delicat. De fapt, luna mai este plină de evenimente care nu s-au mai produs niciodată, unele extrem de rar, odată la 29 de ani, altele odată la 12 ani, pe când altele nu s-au mai format niciodată pentru că Pluto n-a mai fost învărsător niciodată.